Pământul o ia la vale pe faleza Dunării din Galați. În doar o lună, mai multe grope apărute ca urmare a ploilor abundente pun la grea încercare taluzul și așa șubrezit. Sunt în pericol atât restaurantele de pe malul apei, dar și blocurile situate în apropiere. Deși autoritățile au pus în zonă câțiva saci cu nisip, alunecarea de teren continuă să amenințe construcțiile din jur. A patra surpare din ultimii 6 ani a rupt faleza Dunării la Galați. Precipitațiile din ultima lună au făcut ca o bucată din mal situată lângă locul de promenadă să se surpe. Malul în două și-a creat o groapă adâncă de 2 metri. Autoritățile locale au pus doar câțiva saci cu nisip, care însă nu opresc alunecarea. Promit să intervină însă în cel mai scurt timp. Vă dau câteva cifre. 10 metri diferența de nivel între faleza superioară și cea inferioară. 3 metri lățimea falei și 2 metri adâncimea. Aceste cifre ar trebui să le îngrijoreze foarte tare pe autorități. Dacă nu vor lua măsuri în cel mai scurt timp, întreaga zonă ar putea ajunge în Dunăre. Dacă faleza se duce, da, se duce. Faleza se duce grație incompetenței administrației locale și județene. Ați văzut ce e acolo? Da, am văzut, doamnă, uitați, trebuie reparat aici, a pus o fundație de beton, ați înțeles că este alunecos și se poate distruge restaurantul omului, vă dați seama. Doamnă, ați văzut ce s-a întâmplat aici? Văd în fiecare zi că stau în zonă. Și ce se pare? Speriată, până la Dumnezeu, sper că nu pleacă și blocurile astea cu noi. Surparea a rupt malul în două și a creat o groapă adâncă de 2 metri. Autoritățile locale au pus doar câțiva saci cu nisip, care însă nu opresc alunecarea. Promit să intervină însă în cel mai scurt timp. Lucrarea respectivă este pe licitații publice în acest moment și sperăm ca la începutul săptămânii viitoare să se poată da ordinul pentru începerea lucrărilor acolo. Raportul întocmit în 2014 de Academia Română și de Universitatea Tehnică de Construcții din București arată că versantul alunecă rapid către fluviu cu 10 mm pe lună, adică aproximativ 12 cm pe an. Pentru consolidarea falezei ar fi nevoie de aproximativ 80 de milioane de euro, bani care nu există.